este 1 septembrie, dată de la care gorjenii nu vor mai putea merge la doctor fără a deține cardul de sănătate. Cardul de sănătate aveți? Da, da, cum să nu? Prezentați cardul de sănătate. Doamna, a, așa, puneți cardul de sănătate acolo. Hai, da, doamna. Începând de astăzi, doar urgențele medicale vor fi tratate fără cardurile de sănătate, căci acestea au devenit obligatorii la orice consultație. Cei care au intrat deja în posesia documentelor electronice și nu le au la ei în momentul în care se prezintă la o consultație, vor fi buni de plată. Începând de astăzi, prin hotărârea Casei Naționale de Sănătate, Casa Centrală de Sănătate, consultațiile se fac exclusiv cu cardul de sănătate. Dar, în cazul în care persoana respectivă nu are cardul de sănătate dintr-un motiv sau altul, va trebui să plătească consultația medicală sau serviciile medicale care se fac. Deci pentru înțelegerea tuturor pacienților, în momentul în care nu au card de sănătate, plătesc. Problema este că în prezent sunt câteva mii de persoane care nu au intrat încă în posesia instrumentului electronic. Vorbim de persoane pe numele cărora au fost emise cardurile, dar acestea nu au ajuns încă la ei. Toate aceste persoane vor beneficia de servicii medicale fără să plătească. Exceptând serviciile de urgență, exceptând copiii 0-18 ani și de asemenea persoanele asigurate care încă nu au card emis, pentru că există și astfel de situații în care o persoană este asigurată, dar încă nu i s-a emis cardul. Furnizorul de servicii medicale trebuie să verifice pe site-ul Casei Naționale pe baza CNP-ului dacă persoana are sau nu are card emis. În situația în care are card emis, trebuie să-l prezinte. Neprezentându-l, are două variante. Ori să intre în posesia lui, ori să plătească serviciile medicale de care are nevoie. Pentru cei care au refuzat cardul pe motive religioase, se eliberează deferințe, însă după ce depun o cerere la CJAS în care se explice motivele. Aproximativ 200 de gorjeni au refuzat cardul pe motive religioase. Acea deferință se eliberează numai la sediul Casei Județene, este valabilă 90 de zile, deci practic pentru a beneficia de servicii medicale, cei care refuză pe motive religioase trebuie să vină la sediul nostru și li se eliberează acea deferință înlocuitoare. Majoritatea gorjenilor au activat cardul de sănătate și chiar l-au folosit. Ba mai mult, aceștia văd cu ochi bun această implementare a cartelei electronice pentru că evită astfel să aștepte după devenința de la angajator care este necesară pentru a beneficia de servicii medicale gratuite. Da, l-am activat, sunt bolnav cronic, a apărut o problemă de sănătate pe cardiologie și deci fiind lunar nevoită să merg să iau sau chiar la două luni cum sunt vacanțele la noi să mă duc să-mi iau rețeta. L-am activat, v-am spus, am făcut și analize gratuite pentru prima dată după ce a fost atunci pentru toată populația. Mă duc în continuare și mi se pare foarte bine, adică un card de sănătate ca și un card de cumpărături sau un card de salarii îl ai permanent la tine. Alții însă au intrat în posesia cardului de sănătate, dar l-au și pierdut. Dacă mă n-am decât să mă duc la doctorița mea de familie să fac o cerere, că nu-l găsesc. Vă dau cuvântul de la 1 de mai, l-am găsit prin toate buzunarele de cămăși, de haine, de pantaloni, de cutare, cutare, nu-mi dau de el. Dar l-ați ridicat? Da, l-am ridicat, deci nu am ce să spun. Deci l-am ridicat, eu l-am sus cu mâna mea din plic, și l-am pus, deci l-am pus undeva rău. Niște acte, acte ale cășii, acte de ale noastre de căsătorie sau cu aia. Dar știți că dacă acum aveți o problemă de sănătate și mergeți la medic, știu serviciile că trebuie plătite. Știu, într-adevăr. Acum chiar că vă spun că toată noaptea când mă culc, mă și gândesc. Mă gândesc că poate cumva așa mi-amintesc sau nu știu ce. Așadar, cardul de sănătate a devenit unicul instrument de documentare și validare a serviciilor medicale în sistemul public de sănătate pentru persoanele cu vârsta de peste 18 ani care au intrat în posesia lui. În Gorj mai sunt de distribuit către asigurați 2840 de cartele electronice.